Să rămână, dragă, bine ai venit. Bună seara, bine v-am găsit. Îți rezolv eu drama acum. Și mulțumesc de invitație. Mulțumim că ai acceptat. Drag, mulțumesc. Am aflat că ești o geamănă, ca și mine, ca și tine. Ești geamănă? Da. Atunci la mulți ani, că presupun că a fost ziua ta recent. A fost, da. Mai, iunie? Sfârșit de mai. Ca mine. 25? 29. Da. Ia uite, bă, numărul cu noroc. Noi ăștia frumoși suntem în... Noi ăștia frumoși suntem în mai. Păi de zodie vorbeați, că am avut să zic, ești geamănă și cealaltă unde e? De ce nu e acasă. A, nu, gemenii merg tot timpul cu geamănul după ei, crede-mă. Da, da, da. N-avem cum să scăpăm. N-avem cum să scăpăm. No, dar spuneam că ți-am rezolvat drama. Gata, știu care este scopul tău pe planetă. Și dacă vrei să rămâi într-un loc, rămâi la noi în emisiune vreo câteva sezoane. Da, dacă accept, o să depășesc emoțiile pe care le am și nu mă așteptam. Bă, dar nu ești prima oară la televizor. Așa este, dar... de fapt și de drept, ultima oară am fost la voi. La noi? Când am fost pe un platou. Ai mai fost la noi în emisiune? Da. Asta este o problemă gravă. Eram, la mine. Am prezentat pentru Ana Radu, dacă pot să spun. N-aveam cum să te uit. Dar n-am vorbit, nu? Nu. Na. Nu, eram foarte obosit. Iam că ceva am făcut greșit. Eram ca un pui sfrijilit, am trecut și de-abia așteptam să plec. Păi de ce? Știu, cred că știu. Nu știu exact. Dar știu că a venit, cred că o dată sau două, am avut una sau două prezentări, cu niște rochi... Da, de seară, de, foarte da, elegante. Elegante, frumoase, foarte elegante. Da, da. Da. Și aveai emoții și atunci? Nu mai aduc aminte pentru că eram foarte obosită. Mă gândeam, deci nu ajunsesem și mă gândeam deja la momentul când o să plec de aici. Am înțeles. Și eu la fel. Pățesc de fapt și seara aceasta mă gândeam la fel. Zic, Doamne, e 10:30, hai că ajungem. Am venit cu vărul meu. Hai băieți că se poate. Și zic, hai că ajungem și să termine imediat și plecăm și gata. De vezi în câte lucruri ne asemănăm și eu. Din primul minut când mă așez aici, nu știu cum să fac. Te gândești să la momentul când termine, o să pleci. Să da, termine mai repede. O viață chiar mișto. Și cu atât mai surprinzător faptul că nu te-ai așezat la casa ta, cum zic românii. Model la Milano... De fapt și de drept, aceasta, de aici provine drama mea existențială, faptul că nu am reușit să-mi găsesc locul nicăieri. De ce? Și... Că multe fete ar vrea să fi avut viața ta. Faptul că eu, să spun așa, am cules lucrurile pozitive din experiențele mele. Da, dacă o privești din punctul ăsta de vedere, da, clar. Dar nu e doar așa, pentru că viața e viață, implică și bune și rele. Bă, da, și experiențe de obicei plăcute, ce se vede în exterior nu este... Exact, da, exact, exact. Dar când spui cuiva, domne, am fost model la Milano, am plecat la 17 ani ai plecat. La 17 ani am plecat prima oară cu familia mea. Am vrut să rămân de atunci, însă tatăl meu nu a fost de acord. Trimite fata înapoi acasă, că el era acasă. Singura fată, mai am doi frați mai mari. Îl înțeleg. Veri, m-am crescut mai mult între băieți. Și alt aspect al dramei mele, mă rog, drama. Da, e mult spus, da, exact, e adevărat. Este faptul că eu până la vârsta de 17 ani refuzam să accept că eu nu sunt băiat. Pentru că stând între băieți... Aveai un comportament mai băiețos. Da. Nu ești, că mă uil, nu crede-mă. Știu că nu pare, chiar dar... Deloc, bă, ai fi surprins de bărbatul care... Care e în mintea ta? Se nașluiește în, da, în mintea mea. Nu sunt surprins, pentru că o mulțime de fete frumoase spun asta. Mă înțeleg mai bine cu băieții. Nu, eu chiar eram... Și atunci? Țin minte, fratele meu îmi spunea Mogli. Eram și puțin sălbatică, nu numai că aveam înclinații de-astea băiețoase, eram și sălbatică. Și cu toate astea ai reușit în industria frumuseții feminine. Da. Și mai mult de atât, când eram mică, țin minte, mama, mă rog, și-a dorit mereu o fată, având doi băieți, și chema mereu un fotograf acasă să-mi facă poze. Și îmi punea, țin minte, tot felul de păpuși de mărimea mea, care... Efectiv, pe mine mă speriau alea, nu? Ca și cum crea o stare de bine. O stare de bine, da, da, da. Și mă jucării, păpuși și fotograf. Și vedeam tipul ăsta înalt, așa, și începeam să plâng. Deci eu când vedeam un aparat de fotografiat, că pe vremuri era, știi... Da, da, da. Așa, începea și... Bine, pe vremuri plângeam... la tine însemnând după Revoluție, să vezi vremurile de la noi, cum erau aparatele. Aparatele deja erau așa. Nu? Nu sunt. Erau deja telefoane. Pe vremurile tale, da. Nu, nu. Dar erau oricum moderne, nu? Nu mai sunt atât de tinerică.
Noi le-am prins pe alea cu flacără, credem. Alea nu. Le-am văzut doar în filme horror. Glumesc, nicio. Și te-ai întors. Și m-am întors, mi-am terminat liceul, am început facultatea, bineînțeles, în orașul meu natal, pentru că nu mă lăsa să plec de acolo. Unde? Tu de unde ești? Târgoviște, sunt născută în Târgoviște, da. Și până la vârsta de 17 ani vreau să spun că eu nu știam ce înseamnă viață, efectiv, nu ieșeam nicăieri, eram școală, casă și biblioteca. Țin minte, pe vremuri se chema sindicate și eram acolo și îmi trăiam drama existențială. Da. Mă rog, după care mi-am dat seama că nu reușesc să-mi găsesc locul. Se datora și faptului că în Italia m-am regăsit în element, m-am regăsit și mă simțeam în elementul meu. Sunt convins. Da, la modul serios. De asta zic, sunt convins. Deja, erai apreciată la adevărata valoare, da? Eram adolescentă, la o vârstă fragedă, nu aveam experiență de viață, ca, mă rog, majoritatea de vârsta respectivă, dar mi-am dat seama de anumite aspecte, diferența de mentalitate, care există într-adevăr, de nu cultură, e doar un clișeu, de... sau exact. Da. Și m-am simțit mult mai bine acolo. În schimb, la noi... Nu, eram, mă simțeam stingheră, nu... Și cu toate astea a venit și ziua în care nu te-ai mai regăsit nici acolo. Bine, până atunci, să spunem că ai muncit extrem de mult. Înțeleg că aveai castinguri peste castinguri peste castinguri. Da, asta a fost perioada, să spun, perioada frumoasă, când am început să lucrez în modeling și să... Da, castingurile, practic, acolo, agenția, se cheamă agenția mamă, gen, agenția de bază care are un contract, te trimite la diverse castinguri. Și tu trebuie să te duci, îți iei book-ul tău, se cheamă un book fotografic cu diferitele poze, mă rog, și ce ai. Și te duci și faci casting, stai acolo, aștepți pe hall-uri, 30-40 de fete leșinate, moarte, coapte. Și dacă te ia, bine, dacă nu, îți iei bagajelul și o iei de la capăt. Știu cumva, pentru că făceam și noi asta. Cât eram, am fost 4 ani redactor și la Playboy și se întâmplau lucrurile cam... Mi s-a propus să fac Playboy în Italia. În Italia. Și am refuzat. De ce? Mama. Cu mamă să faci așa ceva? Da. Bine, mamă, las că-mi fac o foto. Las că-mi fac o poză de asta, așa mai... De ochiată și mi-o pun pe Instagram și o văd de... oricum. Adică e de înțeles reticența părinților. N-ai ce să faci. Da, pentru mama am făcut multe. Pentru mama m-am mutat iar în România... Eu din Italia am plecat în Spania. Am stat un an și în Barcelona. Foarte frumos orașul. Până în Italia, scuză-mă că te întreb, n-ai reușit să te apropii de fetele noastre care au reușit acolo, de Mădălina, de... Păi nu am apucat aceeași perioadă. Nu. Nu am apucat deci tu nu ai avut practic niciun sprijin. Că e mai ușor, știi, când mai ai pe unul de-al tău. Mai ales în același domeniu să mai zică una alta. Nu, efectiv cu românii nu am avut absolut deloc de-a face. Poate o fată da, care îmi făcea manicura, era româncă și ea, dar nu, mai mult de atât nu. Nu, mă gândeam la nivelul ăsta. Nu. Știi, așa români sunt foarte mulți. Probabil că întâlneai la restaurante care te serveau sau mai știu. Nu, și știi ce se întâmplă? Ca bănuiesc în orice domeniu există o concurență și fetele nu sunt foarte... prietenoase. Exact. Știi? Da, era doar o curiozitate, că ele deja erau sus. Nu eu oricum am foarte mulți prieteni în mintea mea, adică nu am nevoie ca să spun sincer. Sunt ok, așa. Faceți petrecere? Da, cântăm, dansăm, am evenimente, am tot ce trebuie. Ăsta e metaversul, nu ăsta va fi metaversul. Toate genurile, thriller, horror, mister, tot, acțiune. Corect. Cu romantic sau mai prost la capitolul ăsta. Acolo... Da, mai scârții, da. Măcar ăla să fie real, planul ăla să fie real. Ce se întâmplă cu o femeie în clipa în care reușește în modeling, de exemplu? De o femeie frumoasă, are succes. Reușește să aibă un succes și pe planul ăsta romantic, mi se pare... Sentimental. Nu am mai zis, îți spun, da, poate are ea aceeași teorie. De ce? Încerc să modelez limbajul, dar standardele... pot să spun, am stat numai cu dobitoși, ca să spun așa. Aoleu. Am mai auzit asta și mă face să mă... Nu sunt toți bărbați așa, crede-mă. Mă rog, am făcut o glumiță, nu știu cine a râs, dar în fine. Nu, am mai auzit-o la modul serios, nu neapărat ca și glumă. Am iubit o singură dată, am fost îndrăgostit o singură dată, că de iubit mai iubești. Da. Pe parcurs se mai întâmplă ce mai frică, ai tu standarde prea mari, care e treaba? Nu, problema este că
am dat de bărbați foarte posesivi, extrem de posesivi. Fricoși, de fapt. Da, posesivitate. Da. Termină și o să spun ce am auzit într-un podcast de, al unui psiholog. Ca să nu spun că ultima relație pe care am avut-o în România a venit la mine într-o dimineață și mi-a spus că el se simte complexat în fața mea, că asta are inhibiții, da, că e frică să pună mâna pe mine și zic, Doamne, iartă-mă, locuim în casă de 2 ani de zile, adică pe bune. Asta nu și mai eu cum e, sunt delăsătoare, adică nu delăsătoare, observ, dar te las până când îți revii tu să te calmezi. E și poate că e bine să-i atragi atenția. Am lăsat de la mine. Da, când a trecut o perioadă. Da, explica acest psiholog dramă, dacă tot vorbim în termenul ăsta, drama fetelor frumoase, aceea că bărbații, așa cum spui și tu, se simt inferiori și nu au curaj să abordeze astfel de fete. Sau dacă le abordează și apoi totul aplică greșit. Te întreb, dar știi cine are curaj? Deci de la cine te aștepți mai puțin? De la ăștia, dă-i vezi, nu dai doi bani pe ei, cum ar veni. Da, cum ar veni, dar apoi ei devin, așa cum spui tu, posesivi, pentru că realizează că nu pot întreține o astfel de și relație. Și faptul că eu am tendința gen, normal, dacă intru într-o relație, cel puțin eu intru cu intenții bune, îmi doresc să construiesc ceva, dacă se poate. Și atunci încerc să-l fac pe el să se simtă confortabil, să se simtă sigur pe el, să aibă încredere și dar nu trebuie să fii tu psiholog, draga mea. Exact. Ești superb. Da. Asta am învățat-o nu după ce nu trebuie să fii psiholog nimănui. După ce exact. După ce stările lui depresive mi le-a indus mie și m-am trezit într-o dimineață la 3 plângând, efectiv, eu n-am crezut vreodată în viața mea, eu fiind o fire foarte veselă, toți gemenii, exact. Da. Adică mie îmi place să râd, nu contează că sunt în Paris, nu contează că sunt aici pe o băncuță, mănânc covrigi, nu contează. Important e să mă simt bine, cu cine mă simt eu în largul meu, să râdem, să glumim, să vorbim și serios, adică mi se pare lucruri normale, absolut normale. În schimb, aceste persoane depresive se folosesc de tine. Se folosesc de tine până când îți absorbe ție energia. Sunt da, niște cred vampire că asta energetici. Am vrut să spun. Nici măcar nu o fac conștient. Nu. Ai impresia că se folosesc. Și tu, nu știu, ce ai nevoie să te simți la largul tău? Păi ți-a scris un exemplu banar, nu neapărat realistic. Ți-a scris, nu știu cine, pe Instagram. Ok, ia Instagram-ul, fă tu ce vrei, răspunde, dă-i bloc, șterge-l, închide Instagram. Gelozia, nu e problemă. Important e să te simți tu ok. Cu cât îi hrănești mai mult sensibilitatea, cu atât devine și mai... Este foarte greu să poți să ai o fată foarte frumoasă lângă tine. Mă gândesc că este extrem de greu dacă nu ești tu stăpân și foarte bine înfipt în realitate pe picioarele tale. Din acest motiv, eu cred că ție trebuie un bărbat deja realizat și matur, eventual mai în vârstă. Știu că sună rău, dar de obicei astea sunt. Acum și mai în vârstă, depinde și cât e diferența. Dacă sunt 35 de ani, 40 de ani, nu-i ce trebuie, știi? Dar un bărbat care să nu mai aibă spaimele astea, un bărbat care să fie sigur pe el și pe, puternic, și pe exact, pe ce poate. De obicei, bărbații ăștia nu sunt nici ei foarte fideli, știi? Pentru că e o categorie... Bărbații au capacități psihologice foarte dezvoltate, au atenția distributivă foarte dezvoltată. Adică stă cu tine și se mai uită la alte zece fără probleme, înțelegi? Ceea ce eu nu sunt dispusă să accept. Și cum reacționezi? Deci ies cu tine așa și simți că... Sincer, mie nu mi s-a întâmplat personal, dar văd, adică e clar, sau probabil n-am observat... Dar văd ce se întâmplă în jur. E normal să observ chestia. Și atunci și asta se răsfrânge și asupra următoarelor posibile relații și încep să-i dă seama că rămâi cu puțină... Analizezi mai mult decât trebuie exact. Și pornești o morișcă de asta. Exact. Dar fără să vrei, nu e fără propun să acum, stau atent. Nu. Efectiv, subconștientul lucrează. Tu acum ești singură. Da, păi... Da. Dar să nu plângeți pentru mine. Nu, Doamne ferește, nu, pentru că sunt convins că dacă nu trebuie să traversezi până la noi la benzinărie și găsești trupă, echipă de adică nu asta cred că ar fi problema. Problema e să găsești pe cineva așa cum spui, care să nu îți pună mintea pe nu, pentru că eu nici nu accept compromisuri. Nu neapărat compromisuri din acestea, mă refer la răutăți. Nu, efectiv, orice fel de compromis nu-l accept.